prieteni și stimați cetățenii ai Republicii Moldova, după cum vedeți, sunt în fața primăriei din orașul Bălți, alături de prietenul și partenerul meu politic, domnul Vladimir Dachi, președintele Partidului Noi. Și e o postare de breaking news, dacă vreți. Iată dovada de recepționarea documentelor pe care le-am depus din partea Partidului Politic Noi, îmi anunț candidatura pentru primăria orașului Bălți. Da, stimați cetățenii Republicii Moldova, stimați cetățenii ai orașului Bălți, Rizea vine să facă ordine și aici, în Bălți. Pentru că Moldova are nevoie de schimbare și puteți să credeți că, iată, Rizea, cel care ați văzut alături de dumneavoastră, alături de colegii mei de la Partidul Politic Noi, își dorește să schimbe cu adevărat în bine Republica Moldova, începe și intră în bătălia de aici, de la alegerile din 21 noiembrie, alegerile locale de aici, din Bălți. Da, prieteni, pentru că până la urmă și voi, dacă vreți într-adevăr să schimbăm împreună ceva, trebuie să o facem politic. Trebuie să avem într-adevăr un cuvânt de spus. Iar asta nu vom putea decât ajungând într-o administrație locală, așa cum este cea de la Bălți, ajungând într-o administrație locală, așa cum este cea de la Chișinău, sau în Parlamentul Republicii Moldova. E singura speranță pentru a reînnoi cu adevărat Moldova. Fiți alături de mine, alături de Vladimir Dachi, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordă, și alături de Partidul Politic Noi. Pentru că vă asigur și vă jur cu mâna pe inimă că noi nu vă vom dezamăgi.